Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Aceste cuvinte rostite de însuși Fiul lui Dumnezeu ne atenționează că sufletul unui om este atât de valoros încât nu poate fi comparat cu toate bogățiile acestei lumi. Iar din perspectiva veșniciei, pierderea sufletului este cea mai mare nenorocire ce i s-ar putea întâmpla cuiva. Știați că pe planeta noastră mor zilnic aproximativ 150.000 de oameni, din care 200 sunt români? Oare câți din aceștia își câștigă sufletul și câți și-l pierd? Câți din cei care au murit azi au auzit de Evanghelie și mai ales cine trebuia să le vorbească despre Isus? Cu siguranță cei ce-l cunosc. Dar cum poți tu, care ai școală, familie, serviciu, biserică și multe, multe alte activități, să alergi prin lumea întreagă să salvezi suflete, când n-ai timp suficient nici pentru evangelizarea vecinilor, colegilor sau a rudelor tale? Mă numesc Moisescu, sunt din localitatea Scornicești și sunt de profesie contabil. Într-una din zile, soțul meu, butonând telecomanda, a descoperit postul Credo, un post de televiziune care ne-a fascinat. Era ceva ce nu mai văzusem până atunci, era ceva nou, nu mai auzisem vorbindu-se atât de frumos despre Dumnezeu, cât de mult ne iubește și ce sacrificiu a făcut pentru noi, dându-și propriul Fiu, pe Iisus Hristos, pentru salvarea vieților noastre. Și zi de zi am fost în prezența televizorului, în compania postului Credo, care ne-a fascinat prin emisiunile lui. Dintre emisiuni pot menționa Drumul Credinței, O Pas pentru Sufletul Meu, Răspunsuri pentru Viață, Să-L Cunosc pe El, Pentru Noi Femeile. Foarte mare efect a avut asupra vieții noastre recitarea psalmilor, cântările religioase, și din acel moment pot să spun că viața noastră s-a schimbat. A luat o întorsătură radicală și atunci am căutat o biserică și așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Aveam o neliniște în sufletul meu și într-o bună zi, navigând pe canalul de televiziune, am dat de postul Credo TV, care din prima m-a mișcat foarte mult. Dar în același timp se dădea o luptă între mine și diavol. Vreau să vă spun că cu acest post de televiziune, care m-a ajutat foarte mult, datorită psalmilor, datorită predicilor, datorită cântărilor, datorită citirii mele în cuvântul Domnului în Biblie, am reușit să trec peste momentul greu. Am dorit ca și cei din localitatea noastră să vadă acest post minunat care te ajută în viața de zi cu zi. Cred că de Dumnezeu are nevoie și cel sărac, și cel bogat, și cel inteligent, și cel mai puțin inteligent. Am discutat cu un patron de la cablu din zona Scornicești, județul Olt, și am reușit să îl conving să transmită și postul Credo TV la aproximativ 5.000, poate chiar mai mult, de case din această zonă. Mă numesc Olimpia Ionașcu, am 71 de ani, sunt din Scornicești, din orașul Scornicești. Am început să urmăresc postul Credo din vară, mergând la băiatul meu și văzând la el, mi-a plăcut foarte mult, aveam un televizor prost, am insistat, i-am rugat, mi-au cumpărat copiii televizor și de atunci
Credo este viața sufletului meu. Nu am altă hrană mai bună decât credo. Mă scolc și aprind televizorul și îl sting seara când mă culc la 10, la 11. E tot ce am în lumea asta. Plâng cu cei care vorbesc și mă bucur și mă rog și iar mă rog și cânt cu ei. Simt că zi de zi Domnul Iisus crește în viața mea. Simt că trăiesc și aștept ca Domnul Iisus să se folosească cumva de mine. Mă numesc Beșleag Laurențiu, împreună cu soția mea Beșleagă Stella, și am primit de curând pe Dumnezeu în inima noastră. Noi am început să căutăm de mai mult timp pe Dumnezeu, noi fiind prima dată ortodoxi, și am căutat, am văzut că nu se încadrează ortodoxia după Biblie. Pe urmă am căutat și la martori, am căutat la adventiști, dar nu se părea că se încadrează după Biblie. Într-una din zile ne-am uitat la televizor și întâmplător am dat la emisiunea Să-l cunosc pe el. Și acolo am văzut, discutându-se despre cuvântul lui Dumnezeu, așa de mult ne-a plăcut că duminici la rând ne-am uitat la emisiune. Am sunat la domnul Iacob Bergeanu și am spus că unde aș putea ca să găsesc o biserică unde se predică cuvântul lui Dumnezeu. Și mi-a spus adresa unde putem merge și am și rămas acolo și am și încheiat un legământ cu Domnul. Pot să spun că ziua cea mai frumoasă din viața noastră a fost când am încheiat legământul cu Domnul. Am simțit așa o fericire în inimă, cum n-am mai simțit-o. La aceste mărturii se adaugă zilnic altele, pe care numai Dumnezeu le știe. Dar cunoaștem și persoane care nu vor deocamdată să facă declarații publice. Încolțirea seminței nu cred că este responsabilitatea celui ce seamănă. Totuși ne bucurăm atunci când observăm că efectul vestirii Evangheliei se traduce în suflete câștigate pentru Hristos. Un caz este cel de la Reghin, municipiu în care slujesc ca păstor într-o biserică al familiei Beșleagă. Dar de asemenea, un al doilea caz care m-a surprins, Dumnezeu a vrut să mă încurajeze prin acesta, a fost o vizită în Germania, la Bergisch Gladbach, o localitate lângă Dortmund, unde... Când am intrat într-o biserică penticostală română, m-a abordat o persoană care a spus: eu m-am întors la Domnul prin Credo TV, prin emisiunea Să-l cunosc pe el, acum aproximativ 5 ani de zile. 3 ani de zile am urmărit doar la televizor emisiunile, aș fi vrut să scriu, n-am avut curaj. În cele din urmă mi-am dat seama că trebuie să închei un legământ cu Domnul prin apa botezului. Am contactat o biserică, biserica în care ne aflam atunci, s-a botezat, iar cu un an în urmă s-a botezat și soțul dânsei. După programul de biserică m-au abordat alte două persoane, practic soțul, care mi-a vorbit și de soția lui, care au fost de asemenea influențați decisiv prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu prin Credo TV. Vă încurajăm, deci, nu măsurați efectele acum, le vom vedea în eternitate. Datoria noastră este să semănăm, Dumnezeu să ne ajute! Iată dovezi că prin televiziune Evanghelia intră în casele oamenilor și le schimbă viața. Case în care e puțin probabil că tu ai fi ajuns vreodată. Dumnezeu garantează că sămânța va aduce rod, dar tu trebuie să nu ostenești să semeni prin cele mai eficiente metode. Fii un semănător înțelept și folosește-te de o unealtă de ultimă oră, cu randament mare și care ajunge până la marginile pământului, în cele mai nebănuite locuri. Alătură-te misiunii Credo TV, care are nevoie de sprijinul tău, și din ceea ce Dumnezeu îți dă zilnic, pune câteva fărâmituri deoparte pentru a sprijini această lucrare de recuperare a celor pierduți.